să afle tot satul, gata cu aratul. De acum ascultăm vești și povești. Și ziua de astăzi ne întâmpină cu aceeași căldură toridă cu care ne luptăm de zile bune, dar și cu vești și povești pe care vă invităm să le ascultați aici pe frecvențele noastre la Radio România Antena Satelor, postul pe care l-ați ales să vă însoțească oriunde vă aflați. O pasiune și totodată o poveste de viață care ne fac să mergem cu gândul la nimeni altul decât la meșterul popular Ștefan Ciucot din Huș, sculptorul care dă viață lemnului doar cu un briceag și o daltă. Atunci când ia în mână un lemn, imaginar vede chipul cioplit și asta pentru că trupul este trecător, dar sfântul este nemuritor. Dintr-un ciot realizează icoane care au uimit lumea întreagă. Iar dacă noi, creștinii, ne facem cruce la o așa lucrare făcută de Ștefan Ciucot, parcă ne simțim mai blânzi și mai dornici să facem mai mult bine decât rău. La finalul poveștii nu ne rămâne decât să spunem: Doamne ajută! Cine este capul familiei, bărbatul sau femeia? Povestim puțin cu sighetenii. O luăm de-a lungul căii ferate Caransebeș-Băuțar și ne oprim între localitățile Obreja și Glimboca din județul Caraș-Severin. Aici este unul dintre cele mai romantice locuri din țară, Tunelul Iubirii, care a fost descoperit întâmplător de doi fotografi amatori din Oțelul Roșu și figurează pe lista comorilor ascunse din Uniunea Europeană, ce merită să fie vizitate potrivit Parlamentului European. Ora 13 și 3 minute, deschidem veștile și poveștile cu un joc moldovenesc, punem țărăneasca la bătaie și îl ascultăm pe Dan Dobuș. Hei, ho, tropa, trop, hai veniți cu tăți la joc, țărăneasca să învârtim și să chiuim. Hei, ho, tropa, trop, hai veniți cu tăți la joc, țărăneasca să învârtim și să chiuim. Hai, Ilian și Marie, hai jucați, că nu se știe care plăcău de la joc v-a dus și norou. Hai, Ilian și Marie, hai jucați, că nu se știe, mă. Hai da, ha, hai da, hai, țărănească joc popos. Hai da, hai, joacă-o-n folos. Să-i dobașă după mine, uite așa, n-o lasa. Da, să-mi joc mândruță, mai frunză, de de trist ca ies. Hai jucați care și cum vreți. Parcă-i chipa ruș, mă! Hei, hop, tot pe loc, ca și apa în voloc, bate doba, die foc, joc fără cojoc. Hei, hop, tot pe loc, ca și apa în voloc, bate doba, die foc, joc fără cojoc. Hai, cojoșelul, nidi oaie, l-am zvârlit, ia ca-i pipaie, ca să nu mă încălzesc, mândra să o învârtesc. Dar cojoșelul, nidi oaie, mă! Hai, l-am zvârlit, ia ca-i pipaie! Hai da, hai, țărănească joc popos. Hai da, hai, joacă-o-n folos. Să-i dobașă după mine, uite așa, n-o lasa. Să-i joc mândruța. Ha, când-i mândra tinerică și la joc e ușurică, ia te uite, parcă zboară când o sal de sub soară, mă! Hei, hop, și iar trop, curge apa strop cu strop. Mândra floare de bujor, are-n obrajor.
Hei, hop și ia trop, putina patrop cu trop. Mândra floare de bujor, arim obrăjor. Obrăjor de ruminele, tare dragi inimii mele. Râd și în joc trălușez, știi cu-o îndrăjez. Hei, obrăjor de ruminele, tare dragi inimii mele. Hai da, hai! Hai da, hai, țărănească joc popos. Hai da, hai, joacă om folos. Să-i dobaș, după mine, uite așa, n-o lasa. Da, să-mi joc mândruță, la tineri când-i mândruță. Dar e dulci gurița, mă, că știi hoața să sărute. Dar și la joc e din frunte. Hei, trop, nu tinta, bate talpa, n-o lasa. Să jucăm ca de la noi, mândru amândoi. Hei, trop, nu te da, bate talpa, n-o lasa. Să jucăm ca de la noi, mândru amândoi. Că avem tălpile bune, frutul în vale să răsune. Și-n lung, dar și-n lat, joaca pasat. Că avem tălpile bune, mă, frutul în vale să răsune, măi. Hai da! Hai da, hai, țărănească joc popos. Hai da, hai, joacă om folos. Să-i dobaș, după mine, uite așa, n-o lasa. Să-i joc mândruța, hai joc frumos moldovinesc. Dar cu mândruța dropăiesc. După tobă bătuși, om din locul nimerit, că mândoi ne-am potrivit. Cultura este elementul principal prin care se identifică un popor și totodată reprezintă și cartea de vizită a unui neam. Povestim în continuare despre pasiunea cu care artistul Ștefan Ciucot cioplește lemnul. Bună ziua, domnule Ciucot! Iată, ne-a ajuns și la dumneavoastră, la Huși. Salut, mâinile distinsă, doamnă Liliana! Vă mulțumesc din toată inima pentru invitația și sunt foarte onorat. Și țin cu această ocazie să salut toți iubitorii și ascultătorii emisiunii dumneavoastră pe care o faceți cu toată dragostea și cu toată inima pentru păstrarea și promovarea culturii tradiționale a neamului românesc. Domnule Ștefan Ciucot, dumneavoastră sunteți artistul care dă viață teiului și nu numai. Aș vrea să ne spuneți cum este să lucrați în lemn. E o muncă laborioasă? Este, dar atâta timp cât iubești ceea ce faci, indiferent de ce meserie, de ce funcție ai, dacă pui sufletul și pui inima acolo unde trebuie, atunci totul ți se pare ușor. Când ați luat prima dată dalta în mână? E o poveste. Aha, eram în clasa 7-a și cred că așa a vrut bunul Dumnezeu. După ce terminam orele de la școala generală, în Suceava era un magazin Universal Bucovina și jos la parter era cam un sfert din suprafață un magazin de artizanat. Acolo stăteam câte 2-3 ore și îmi clăteam ochii. Mă uitam la fiecare element, de la costumele populare, de la ouăle încondiate, de la ceramică și nu mai spun, bineînțeles, obiectele lucrate din lemn. Și ușor, ușor am început, precum un copil care învață să meargă, cu pași mărunți, am început să lucrez obiecte de artizanat, căsuțe în miniatură, căruțe, deci căruțe, nu paitoane cu roți de cauciuc. Da. Și ușor, ușor am început să prind curaj și eu spun că este un har de la Dumnezeu. Da. Nu numai eu, spun mulți oameni așa ceva. Cu ce lucrați? Ciopliți doar cu dalta și cu, eu știu, aveți instrumente mai pretențioase? Nu am instrumente performante, am doar un singur pendular cu care îmi croiesc materialul scândul. Restul totul este absolut manual. Am de toate modelele, toate formele, semirotunde, gaifusuri și așa mai departe, dar în speță lucrez, dacă vă spun, nu o să vină să vă credeți, cu un cuțit din bucătărie, l-am făcut odată și
pot, la ora actuală, chiar cu un simplu cuțit, să lucrez în totalitate o sfântă icoană. De unde aveți această pasiune? Ați crescut la țară? Sunteți din neam de răzeși? Sunt neam de pur român sau dac, mai bine spus. Numele dumneavoastră pare că are influențe maghiare, Ciucot. Are influențe maghiare. Tatăl meu, Dumnezeu să-l odihnească, a fost maghiar. Dar vă spun cu toată sinceritatea, iubea țara și iubea poporul român enorm de mult. Pot să spun chiar că a fost un mare naționalist. Și mama era din frumosul târg al Fătișenului. Un târg frumos care a dat foarte multe valori și personalități de-a lungul istoriei, nu numai țării, ci și întregii Europe. Iar dumneavoastră v-ați născut unde anume? Da, frumoasă întrebare. Sunt născut în Baia Mare. Multă lume mă întreabă, domnule, dar de unde ești? Parcă înțeleg, bineînțeles, întrebarea și spun, domnule, din România. Domnule, nu din România, deloc. Păi, domnule, dacă sunt născut în Baia Mare, am trăit în frumosul oraș, satul mare, am trăit în Târgul Frățișeniului, am trăit în Bucovina 50 de ani și acum trăiesc în minunatul și frumosul oraș Huș din Vaslui. Nu sunt român și să redă și că da, aveți dreptate, dar sunt născut în Baia Mare. Am înțeles. Totuși, în mâinile dumneavoastră, lemnul se transformă în forme, figuri și personaje. Ce opere va fac un sculptor profesionist, domnule Ștefan Ciucot? Da. Dragostea pentru artă și, în mod deosebit, toată viața mi-am dorit să se păstreze și să încercăm să promovăm în continuare arta tradițională, care, practic, pe noi, poporul român, ne reprezintă. Am început de la mobilierul rustic și tot așa, cu pași mărunți, cu emoții depline, am început să lucrez și sfintele icoane. Deci pot să spun că, cu scuzele de rigoare, că nu cred că mai există vreun secret în ceea ce constă arta tradițională, icoanele tradiționale. Am spus că după moartea mea sunt fericit să mor când va veni momentul, că am lăsat ceva în urmă pentru poporul meu, am predat cursuri la copii, am niște elevi foarte buni care vor merge cu ajutorul bunului Dumnezeu la Suceava, la liceul Petru Mușat, secție sculptură. Mai am un băiat care la anul termină liceul în Huș și din toamnă, că-l mai las puțin în vacanță, începem să ne pregătim pentru facultatea de arte, secția restaurare lemn. Are un talent de neimaginat. Un copil foarte bun, credincios, cu minte, învață foarte bine și am spus, domnule, îl ajut. Am întrebat părinții cât mă costă. Am spus, domnule, n-aveți voi bani să-mi plătiți ca să pot să vă învăț copilul dumneavoastră. Cu siguranță aveți multe proiecte de viitor și veți continua să faceți artă în lemn, dar pentru că sunteți și băimărean, am pregătit o frumoasă priceasnă interpretată de Paula Selling, să zicem conjudețeanca dumneavoastră. Vă invit să o ascultăm împreună. Așadar, toată inima. Ce folos! De așa jos și-aș avea
pe fază. Scoatem din tolbă vești și povești. Continuăm să povestim alături de artistul popular Ștefan Ciucot din Huș, artistul care a dat viață lemnului. Domnule Ciucot, icoana respectă întru totul iconografia noastră creștină prin aceea că respectă canoanele biblice în ceea ce privește aspectul icoanei ca formă și chip. Ce este mai complicat de realizat? Fața? Mâinile? Stimate doamne, din punctul meu de vedere, iar spun că îmi cer mii de scuze pentru lipsa de modestie. Nu mai există vreo greutate pentru mine. De ce? Pentru că eu, să zic așa, am un mic ritual înainte de a începe să sculptez o sfântă icoană. Mă închin. Și în momentul în care încep o icoană a unui alt sfânt, mă închin la cel sfânt. Vreau să fac o paranteză, cineva de la Facultatea de Arte din Cluj mi-a spus: maestre, dumneavoastră sculptați, nu pictați, sculptați pictură bizantină. Deci mă intru cu tot sufletul și cu toată inima în momentul în care încep să lucrez o sfântă icoană. Aș vrea să vă citesc câteva mesaje trimise de radioascultătorii noștri pe pagina de Facebook. Vetuța Cotuna din județul Buzău spune așa: felicitări domnule Ștefan Ciucot, emisiunea reușită și încă o dată felicitări. Și lăcrămioara Login din satul Osoiu, județul Suceava, ne-a scris: admirație și respect pentru aceste mâini de aur, apreciez inițiativa dumneavoastră, un bun prilej de a afla cât mai multă lume, dacă îmi este permis, harul pe care bucovinanul nostru îl are. Mulțumiri pentru toți acei care contribuie la realizarea emisiunii. Să ne trăiți și succes! Dan Morariu ne ascultă din Timișoara și ne-a scris așa: mă alătur emisiunii și vă mulțumesc pentru subiectele inedite pe care le găsiți și pentru edițiile de weekend ale emisiunilor. O zi minunată și să vă fie bine, ne dorește Dan din Timișoara. Aș vrea să vă întreb, aveți un atelier sau lucrați de obicei acasă? Nu, lucrez acasă. Și soția vă ajută la lucrări? Sufletește, dar la finisaje nu vă ajută. Nu, mă susține în totalitate, despre ceea ce fac eu. A considerat că ceea ce fac nu pentru mine, ci pentru poporul nostru creștin, și țin să le mulțumesc tuturor ascultătorilor. Iată încă o dovadă că suntem un popor creștin, un popor care nu-și uită bubârșea, nu-și uită străbunii noștri, străbuni care practic ne-au lăsat o moștenire unică în lume. Lucrul ăsta nu l-am spus eu și nu-l voi spune eu niciodată. Au spus-o toți turiștii străini. Oameni buni, sunteți unici în lume ceea ce faceți. Sunteți artiști de valoare a țării voastre. Și asta vreau să continui câte zile voi avea de la bunul Dumnezeu. Și ce anume vă place să realizați mai mult? Chipul Sfintei Fecioare sau al Domnului Iisus sau crucea? Lucrez orice sfânt, la orice sfânt pe care îl încep, pun tot sufletul, toată inima, toată dragostea, pentru că sunt născut creștin ortodox. Am trăit și trăiesc creștin ortodox, ajutorul lui Dumnezeu, așa mă voi stinge. Să știți că se simte și în vocea dumneavoastră sufletul. Vetuța revine cu un alt mesaj și întreabă: unde pot fi văzute operele dânsului, prin Buzău eventual, și unde le expune pentru a fi văzute și chiar cumpărate? Pe pagina mea de Facebook poate să intre toată lumea. Cu mare drag, nu mai am putere să merg pe la târguri, pentru că totuși 59 de ani și să care atâtea lemne, cum spun eu, mă trage lemnul. E greu, e
greu. Sunt invitat, m-ați întrebat la începutul emisiunii și vă răspund cu toată dragostea ce proiecte. Am un mare proiect, așa sunt eu, mai naționalist, mai patriot. Asta e țara mea, o iubesc și o respect cu toată ființa mea omenească. Am început un proiect de vreo un an și ceva. Dorința mea este să-i fac pe toți conducătorii celor trei țări iubite românești, pentru Dacia mea, începând de la Burebista până la, să zicem, Ferdinand. Sunt vreo 50-60 de lucrări, am câteva. Vă spun cu toată sinceritatea, nu îmi place să mă duc, nu, mă simt prost să mă duc să încep. Domnule, mă sponsorizați, domnule, faceți o donație financiară. Este un proiect mare, sunt invitat la anul cu cea mai frumoasă zi pe care o să o aibă România, 100 de ani, un centenar de la unificare, marea scumpă noastră România, să expun toate lucrările la Palatul Brăteanu, de acolo să fie duse la Alba Iulia, Târgu Mureș și Iași. În momentul în care eu fac evenimente culturale, am curajul să merg și să mă duc la sponsor. Fraților, ajutați-mă, este pentru Hușeni sau este pentru evenimentul cu tare, cu lansări de carte, cu multe am făcut la viața mea, tot ceea ce constă în bunăstarea neamului meu românesc, pentru copii, pentru tineret. Le-am făcut și bibliotecă într-un sat unde am predat. Cu tot curajul am pus pe Facebook, am intrat cu ONG-uri, cu prieteni, vreau cărți. Școala în care predau, nu există bibliotecă. Vă spun cu toată sinceritatea că am primit vreo 2000 și ceva de volume. Niște prieteni de-ai mei din București au venit personal cu mașina și mi-au adus vreo 1000 ceva de cărți. Ia câte că acel sătuc minunat cu istorie frumoasă, că toată România are istorie frumoasă, are și bibliotecă, copiii stau și citesc sau sculptează. Nu mai vedem copiii pe ulița satului. Un lucru nemaipomenit ați reușit. Aș vrea să ne spuneți ce calități trebuie să aibă un tânăr care vrea să se apuce de această meserie. În primul rând, talent. Știți, eu am o vorbă, fiecare om care părinții și bunul Dumnezeu îi dă viață, se naște cu o lumină, cu un har. Numai că lumina aia, harul ăla, trebuie descoperit. Unul este foarte bun mecanic, unul foarte bun zugrav, unul doctor, judecător, sculptor, pictor, poet, scriitor, dar copiii trebuie descoperiți. De ce vă spun lucrul ăsta? Când mi-au venit părinții la școală, a fost un proiect școală astfel, plângeau. Domnule, eu n-am crezut că acest copil, dar eu i-am dat viață, să aibă acest talent. Și vă mulțumim și Dumnezeu să vă dea sănătate și putere să mai faceți descoperiri. Noi toți păstrătorii culturii și tradițiilor neamului românesc, eu am o vorbă, poporul român s-a născut prin credință, cultură, tradiții, datini și obiceiuri. Ar trebui să iei o amploare puternică. Mai am o vorbă, turismul este egal cu cetăți, monumente de patrimoniu, mănăstiri, biserici, clădiri de patrimoniu, tradițiile, datinile, obiceiurile noastre sunt unice. Am avea foarte mulți turiști în această frumoasă țară. Eu am umblat în toată România, am umblat și în Europa. Vă spun cu toată sinceritatea, avem o țară, cine a spus că e grădina Maicii Domnului, a spus un adevăr, deosebită, deosebit de frumoasă. Doamna Jana Stavri din București ne salută și ne-a scris așa: glasul dulce ne însoțește și astăzi e frumoasă și interesantă emisiune. Sigur, am fost la două voci aici, la Vești și Povești, eu la microfon și domnul Ștefan Ciucot, artistul popular care dă viață lemnului. Domnule Ciucot, suntem tot timpul în căutare de ceva nou, dar nu uităm să ne facem cruce la o icoană și mai ales dacă este făcută de către dumneavoastră. Sigur, ne vom simți, să zicem, mai blânzi și să facem mai mult bine decât rău. Bine ar fi, pentru că poporul ăsta chiar este credincios și întotdeauna văd Sfânta Duminică
plin, plin. Biserica este plină, chiar și cu tineret. Și vreau să vă spun că un ONG de prin lângă Pitești, Ploiești, nu mai rețin, acum vreo 2 ani, îmi scrie pe privat în pagina mea de Facebook: maestre, sunteți amabil, vă deranjăm, două cuvinte. Cu mare drag, spuneți, ce doriți? Știți că noi facem un concurs de licitație, vrem să mai cumpărăm niște incubatoare pentru spitalele pentru noi născuți. Zic, și care este problema? Ce doriți? Păi sunteți, puteți să ne dați și nouă o icoană? Zic, nu una, două, trei, câte doriți. De, am trimis a doua zi dimineață prin curieratul rapid. Am spus, nu vă costă absolut nimic, eu vă trimit, dați-mi, vă rog frumos, adresa. Și icoana respectivă s-a vândut cu 10 milioane și persoana care, am văzut filmările, persoana care a cumpărat acea sfântă icoană cu Domnul nostru Iisus Hristos, nu s-a uitat că sala respectivă este plină, s-a așezat în genunchi, a făcut Sfânta Cruce și a sărutat icoana. La final ar trebui să spunem și noi, da, să spunem și noi, Doamne, ajută. Nu-mi rămâne decât să vă doresc mult succes mai departe și toate cele bune. Mulțumesc mult pentru participarea la această emisiune. Și eu sunt onorat pentru oportunitatea de a fi auzit de dragii noștri români, care iubesc tradiția și credința neamului românesc, pentru că acești doi piloni se definesc ca identitate a acestui neam care va rămâne nemuritor. Și apropo, doar un cuvânt vreau să mai spun, am văzut încă un creator popular pe pagina de Facebook și cineva a scris ceva deosebit de frumos: în toată nebunia globalizării, dacilor le curge veșnicia prin vine. Suntem daci și punctum. Aveți dreptate, să facem atunci mai mult bine decât rău. Mult contează să lăsăm, părinții aveau o vorbă: băi copilule, dacă în viața ta n-ai să poți lăsa un loc de sărumâna, măcar de bună ziua. Mare vorbă. Toate cele bune încă o dată. Am fost la Vești și Povești împreună cu artistul popular Ștefan Ciucot din Huși, Paula Selling, Priceasna, De ce mă urăști tu, frate? De ce mă urăști tu, frate, tot mereu? Tu nu știi că avem același Dumnezeu. Eu ți-s frate, tu mi-ești frate, în noi doi un suflet bate de român. Iar în cer avem același bun stăpân. De ce oare nu mai vrem ca să ne știm? Că din veac am fost aceiași buni creștini. Toți românii la oaltă n-am avut decât un tată sus în cer. Iar și o mamă bună pe pământ, biserica strămoșească oricând, și la bine și la rău ne-a ținut la sânul său, ne-a iubit.
ca și întemeietorul ei cel sfânt. Crezi tu, frate, că părinții-s bucuroși când copii străinii nu vreau pace între copii când necazurile ne-au împresurat împreună în biserică. Vine vara, crește ziua, crește și munca. Da, da, te trezești mai devreme, te culci mai târziu. Așa e de când lumea și pământul la țară. Vara are alt mers aici, tată. Dai cu sapa, ar cu grapa, iar dacă nu semeni, culegi aer. Vara bine întocmită și cu spor muncită aduce belșug. Antena satelor, noi între ai noștri. Potrivit Bibliei, capul familiei este bărbatul, însă mulți sunt de părere că principiul autorității soțului e învechit în măsura în care în zilele noastre responsabilitățile sunt împărțite în mod egal între soți. Dar mai bine să ascultăm care este părerea câtorva sigheteni. Păi așa spune Biblia. Păi soțul și soția sunt egali în drepturi, da. Dar Biblia spune că soțul e capul familiei. Și femeia face ca și bărbatul. Lucrează mai mult încă și acasă și la servici. Eu nu fac deosebire între femeie și bărbat. Trebuie să fie toți egali în drepturi, nu? Că așa scrie și în Constituție. Tot trebuie să fim egali. Și bărbatul și femeia sunt la același nivel. Deci și bărbatul și femeia merg la serviciu. Amândoi trebuie să-și împarte sarcinile și acasă. Așa consider eu. Nu știu, mi se pare adevărat. Într-un fel. Că de obicei bărbatul lucrează mai mult și femeia poate să fie întreținută. Egal cu femeile, pentru că lucrăm cot la cot, bărbații cu femei. Eu am împărțit în două tăche lucrurile. Așa că suntem egal. Capul familiei cine aduce bani în casă, nu? Păi trebuie și femeia să aibă un cuvânt. Dar ultimul cuvânt bărbatul, că de-aia e bărbat. Că e dară, că se treabă dară. Ora 13:38, chiar acum o luăm de-a lungul căii ferate Caransebeș-Băluțar și ne oprim între localitățile Obreja și Glimboca din județul Caraș-Severin. Aici este unul dintre cele mai romantice locuri din țară, Tunelul Iubirii, care a fost descoperit întâmplător de doi fotografi amatori din Oțelul Roșu. Romanticii din Europa au șansă să viziteze unul dintre cele mai frumoase locuri create de natură, Tunelul Iubirii din Caraș-Severin, format natural pe calea ferată abandonată, ce face legătura între municipiul Caransebeș și orașul Oțelul Roșu, a fost inclus de Parlamentul European pe poziția 19-a din lista celor 28 de comori ascunse ale programului Redescoperă Europa. Mai exact, imaginea tunelului este dată de copacii aliniați simetric, care formează un tunel viu din crenci frunze, din vegetație de foioase în lungime de aproximativ 250 de metri, asemenea renumitului Tunel al Dragostei din orașul ucrainean Clevan. Cum a fost descoperit acest monument al naturii, am aflat de la Florin Avramescu, fotograf crășan. Locul l-am descoperit din întâmplare. Am vrut să pozăm apusul cu un prieten de-al meu și ca să ajungem sus pe dealul de unde vreau să pozăm apusul, trebuia să trecem calea ferată. Am rămas entuziasmat de ce am văzut acolo și mi-am propus că atunci când o să fie pomii într-un zi, o să fie locul foarte frumos de pozat. Și cum este acolo?
Sunt pom, pe marginea căii ferate, locul este foarte accesibil, de la Sofia 50 de metri, sunt două locuri pe unde se poate ajunge la calea ferată, drum de căruță, făcut de țăranii care au acolo pământuri. Locația este considerată cel mai romantic loc din țară și este situată între localitățile Obreja și Climboca din Caraș-Severin. Ea este accesibilă turiștilor pe un drum de care, direct de pe drumul județean 68. Fotograful Florin Avramescu a realizat și publicat fotografiile cu tunelul din Caraș-Severin pentru a demonstra lumii că acest monument al naturii din România chiar există. De la tunelul iubirii din Caraș-Severin la o frumoasă melodie interpretată de Zorica Savu, este ora 13:40, prieteni. Vă mulțumesc pentru atenția acordată. Soarele vara după vreme rea, ai răsărit, bage în viața mea. Și când e iubire, n-am mai vrut să aud, m-ai luminat viața cu nou început. Tu ai găsit cheia sufletului meu și eu pentru asta ce-o iubim mereu. Atât cât iubirea bage nelăsată, o fi pentru o noapte, ori pe viața toată. Ce-o bage, dragă, cum mi-a fost ursât și ce-o vrut soarta când ce-am întâlnit. Dar când în ochi bage, dulce mă privești, fără multe vorbe, simt că mă iubești. Tu ai găsit cheia sufletului meu și eu pentru asta ce-o iubim mereu. Atât cât iubirea bage nelăsată, o fi pentru o noapte, ori pe viața toată. Vreau să ne facem planuri, bagea meu, vreau să simt căldura sufletului tău. Să ținem ca astăzi vie dragostea și ce ne-o da viața, bage-o mai vegea. Tu ai găsit cheia sufletului meu și eu pentru asta ce-o iubim mereu. Atât cât iubirea bage nelăsată, o fi pentru o noapte, ori pe viața toată. Vreau daruri scumpe, bage să mă aduci și nici pe flori rare sara să mă culci. Cât dragoste în suflet îi ce dăruit, nici bogați în lumii și-ai mai fericiți. Tu ai găsit cheia sufletului meu și eu pentru asta ce-o iubim mereu. Atât cât iubirea bage nelăsată, o fi pentru o noapte, ori pe viața toată. Cine vine cu mâna goală la tine? Noi? Venim cu vești și povești.